Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru perioada 1-14 februarie 2021, etalare pentru zodia leu, ascendent lună în zodia leu. După cum știți, dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Și acum vom vedea care va fi tema perioadei, ce provocări vă așteaptă în dragoste, ce surprize, ce nu va mai fi, ce va fi în viitorul apropiat și, bineînțeles, vom vorbi și pentru persoanele singure. Și începem cu tema principală, unde avem, wow, asul de cupe, dragoste din abundență, mesaje de dragoste. Unii dintre dumneavoastră aveți relații la distanță sau vorbiți cu cineva de la un drum mai lung sau vine cineva, dar văd foarte multă dragoste, foarte multă înțelegere. E posibil să aveți de-a face și cu semne de apă, rac, scorpion, pești, pești predomină, pești, taur, pentru unii dintre dumneavoastră. Vă înțelegeți foarte bine cu cineva și chiar dragostea plutește în aer. Aici poate fi vorba de un obstacol financiar, adică cineva de la drum lung vrea să vină să vă vadă, o persoană care vă iubește extraordinar de mult, doar din cauza banilor intervine un obstacol aici, din cauza banilor, și posibil să aibă parte de o întârziere, dar până la urmă va ajunge, pentru că persoana aceasta vă este predestinată. Văd clar semnul zodiacal pești care predomină. Alții dintre dumneavoastră vă puteți îndrăgosti sau vă puteți reîndrăgosti de o anumită persoană. Văd că faceți foarte multe sacrificii pentru o relație să funcționeze, iar unii dintre dumneavoastră aveți de-a face cu persoana din destinul dumneavoastră, da? Persoana care vă este sortită, care vă este menită să fie alături de dumneavoastră. Puteți întâmpina anumite obstacole, unii, în declararea dragostei, dar nu cred că este obstacolul dumneavoastră, cred că este obstacolul celelalte persoane care nu îndrăznește sau nu găsește momentul oportun pentru a vă spune ceea ce simte cu adevărat și ce își dorește de la dumneavoastră. Foarte multă înțelegere, v-am spus, mesaje de dragoste, comunicare foarte deschisă, vă declarați, primiți dragoste fix de la cine vă doriți dumneavoastră. Ce provocări vă așteaptă? Avem un 5 de monede. Se pare că unii dintre dumneavoastră nu stați foarte bine la capitolul comunicare. Sau vă îngrijorează atitudinea unei anumite persoane pe care dumneavoastră o iubiți. Posibil să fie semn de pământ, taur, fecioară, capricorn, sau semn de foc ca și dumneavoastră, berbec, leu, săgetător. Aveți de face cu o persoană foarte nehotărâtă sau o persoană foarte schimbătoare sau neserioasă și aici să fie un obstacol. E ca și cum v-ați învârte în cerc, e ca și cum e o situație repetitivă în viața dumneavoastră, dar aici mai vorbim și de probleme care pot apărea în relațiile de căsătorie. E doar o perioadă, poate fi vorba despre o ispită, da? Despre o a treia persoană care poate apărea, dar la cât de repede apare persoana aceasta va și dispărea. Poate fi vorba doar despre un gând. În alte situații pot apărea mici probleme în anumite povești de dragoste, dar se vor rezolva foarte rapid, pentru că văd foarte multă ambiție în legăturile acestea de dragoste și clarificări, planuri de viitor. Deci orice problemă ați întâmpina o veți rezolva foarte, foarte rapid. În dragoste, v-am zis, pot apărea mici discuții, în dragoste, în căsnicie, îmi cer scuze, pot apărea mici discuții, dar pe care le veți rezolva foarte rapid. Ajungeți la un acord, ajungeți la o înțelegere și de aici faceți pași sau înaintați în relație sau rezolvați ce este de rezolvat. Deci o provocare ar fi faptul că nu înțelegeți o persoană iubită, asta în anumite cazuri, care nu, parcă odată vă arată că vă iubește, odată vă arată că nu îl interesează sau nu o interesează. Și aici poate fi așa o confuzie pe care o veți rezolva printr-o decizie rapidă sau pur și simplu vă luați inima în dinți și veți discuta cu persoana respectivă să înțelegeți exact ce vrea sau ce își dorește cu adevărat de la dumneavoastră sau de la această
dragoste. Ce surprize aveți? Îndrăgostiți? Veți petrece momente minunate alături de persoana iubită? Mai ales aceia dintre dumneavoastră care încercați foarte mult timp să vă apropiaze cineva, pentru că aici văd o alegere, în sfârșit vine o alegere, sau face o alegere persoana implicată în poveste și lucrul acesta o să vă bucure foarte mult pentru că așteptați de ceva timp. Va alege pe dumneavoastră în favoarea altcuiva, nu știu, e ca și cum e o alegere între două persoane și dumneavoastră veți fi cei câștigători. Pentru că aici văd foarte multe eforturi depuse, foarte mult timp petrecut cu persoana aceasta, v-ați dedicat, v-ați implicat, ați arătat, ați făcut tot ce ați putut dumneavoastră sau tot ce ați știut mai bine ca să atrageți atenția și ați reușit. Văd clar semnul zodiacal Gemeni, dar nu-i neapărat aici, depinde de fiecare dintre dumneavoastră cum vă regăsiți în povestea aceasta. Foarte multe, foarte multe discuții, întâlniri, cu noroc. Aici cred că vorbim și despre o a doua șansă într-o anumită poveste de dragoste. Pot fi evenimente imprevizibile, dar foarte plăcute. Poate vă întâlniți într-un mod surprinzător cu o persoană pe care dumneavoastră o iubiți și cu care nu v-ați mai văzut de ceva timp. Aici vorbim de câteva luni bune și aici lucrurile să se schimbe pentru că parcă vă bate inima cu putere. Vorbim de o revedere, iar în alte situații alegeri în dragoste, dar alegeri care sunt în favoarea dumneavoastră. Ce nu va mai fi? Avem valetul de cupe. Lucruri neserioase cu care ați avut de face în dragoste, aceste lucruri nu vor mai fi. Și curiozitatea. Pentru că aici se pare că unii dintre dumneavoastră ați avut parte de relații sau ați avut legături cu persoane foarte imature sau persoane care nu v-au luat în serios sau nu și-au exprimat sentimentele sau ceea ce își doreau față de dumneavoastră și v-ați cam săturat de aceste incertitudini, de aceste nesiguranțe. Ei, să știți că aceste lucruri nu vor mai fi. Văd semne de apă, rac, scorpion, pești, semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Vin vești bune spre dumneavoastră, care vă ajută să ieșiți din zona aceasta de nesiguranță și parcă lăsați totul de domeniul trecutului. Aveți răbdare, că văd că în urma acestei vești vedeți o sclipire, vedeți o rezolvare, doar că trebuie să puneți punctul în unor anumite situații sau parcă sunteți într-o stagnare. Poate ați trecut deja prin situațiile acestea, cred că ați pus punct unor relații mature sau ați încetat să mai vorbiți cu niște persoane care nu se implicau sau nu își arătau mai mult interes. Aici văd foarte multă activitate intimă care ați avut-o cu anumite persoane. Tind să cred că vorbim de niște persoane care nu v-ați vedea în viitor sau v-ați ajuns la concluzia că acele persoane nu-și doresc ceva de durată și dumneavoastră vă doriți acest lucru, da? Vreți să vă stabiliți undeva, vreți o căsnicie, vreți ceva stabil și de durată. Și dacă ați observat că alături de aceste persoane nu ați reușit, cred că ați pus punct sau e ca o stagnare, sau ca o pauză, s-a cerut o pauză, dar există totuși intimitate. Sau pot fi discuții în contradictoriu sau stres, agitație, parcă totuși nu ar fi cea mai bună soluție despărțirea, ci mai degrabă o pauză ca să vedeți cum este mai bine, cu sau fără acea persoană. În viitorul apropiat avem judecata. Posibil ca unii dintre dumneavoastră să aveți de-a face cu semnul zodiacal RAC, pentru că și la zodia RAC a ieșit judecata în aceeași poziție de viitor. Cineva vine foarte rapid sau reapare foarte rapid în viața dumneavoastră și vă cere iertare, vrea o împăcare, vrea ceva de durată, de lungă durată. O persoană care are influența asupra dumneavoastră, vă veți întâlni undeva sau vă dați întâlnire. Cert este că vă împăcați cu cineva. Azi dintre dumneavoastră veți petrece foarte frumos alături de anumite persoane dragi, iubite, persoane care vă fac plăcere. Sau poate unii dintre dumneavoastră sunteți îndrăgostiți de un coleg, de o colegă de muncă și aici văd o reușită în dragoste. Poate fi o persoană superioară de la locul de muncă cu care vă doriți o relație, parcă vă mărturisește dragostea, întâlniri foarte incitante și reușite foarte mare în dragoste. Deci fie reluați relații în viitorul apropiat, fie cineva vă cere iertare, fie rezolvați, da, anumite situații
Fie se va declara dragostea, cert este că veți avea reușite în dragoste, indiferent de modul în care vor fi acestea. Iar pentru persoanele singure avem regina de cupe, semne de apă, rac, scorpion, pește, aveți foarte multă dragoste de dăruit. Foarte posibil ca unii dintre dumneavoastră să vă împăcați cu o persoană cu care ați fost împreună sau de care ați fost îndrăgostiți, pentru că văd că reapare comunicarea. Deși nu aveți o siguranță, nu sunteți siguri că poate fi ceva, pentru că sunt mesaje scurte, dar să știți că apare soluția, pentru că norii aceștia negri vor trece, da, gândurile dumneavoastră negative, incertitudinea, nesiguranța, indecizia, vor rămâne de domeniul trecutului și cred că veți mai da o șansă aici într-o poveste de dragoste. În alte situații, după o perioadă mai grea, vă veți cunoaște jumătate, persoana care vă este în destin, parcă apare ca un miracol în viața dumneavoastră și văd și foarte multă comunicare scrisă, iar unii dintre dumneavoastră veți cunoaște pe cineva la o reuniune mică, la o petrecere mică, parcă ar fi o vreme urâtă în ziua respectivă, parcă ar fi înnorat, parcă ar ploua sau ar ninge, acum depinde, sau bate vântul foarte tare, dar totuși mergeți la petrecerea respectivă și acolo vă veți cunoaște sau veți cunoaște pe cineva. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!